văd. Îmi demonstrez ce fel de om ești și tu. Două prietene și un băiat. Un dușman. Un băiat. Două fete și băiatul de care te plac. O vei aștepta pe Lorena afară? Da. Adică îți dorești ca ea să-și ceară eliminarea fața băieților sau să rămână aici în casă? Să lupte strict competițional. Dacă ar fi să mă pun pe mine pe primul plan, cu toate că mi-aș dori, aș vrea să o am alături afară. Dar nici nu, eu nu i-aș cere lucrul ăsta. Să N-am spun. Înțeles. Eu nu i-aș cere, nu i-aș cere eu ei, nu i-aș cere să se elimine. De ce? Mi se pare un gest egoist. Din partea mea. Și dacă suferă aici în emisiune? Adică nu știu, dacă o vezi așa... Ea poate să aleagă să facă ce-și dorește, dar eu n-aș putea să-mi permit să-i zic Lorena... De... Dar ți-ai dori să vină afară după tine? Păi a zis că da. Dacă ar fi el... Ți-ai dori. Mă pregăteam să te întreb ceva. Când a fost o situație cu Robert, ți-ai aminte și vorbeam toți cu Robert și ziceai la un moment dat că dacă el ar pleca din emisiune, n-ar vrea ca Mihaela să vină după el, ar vrea ca Mihaela să rămână aici și noi toți sărisem în capul lui atunci. Și cumva ce-ai zis tu acum era contra la ce putea să mi-a și dacă... Dar mi-ai explicat ce am... Eu m-aș fi eu să impun eu ei duminică... Dar tu cumva ai zis că ți-ai dorit. El mi-aș dori, că nu dar lungimea fustiției i-ai impus-o. Cum? Lungimea fustiției i-ai impus-o. Acolo deja ai vorbit de alte caracteristici și alte idei. Eu am făcut o glumă. Uite la situație, Lorena, ești conștientă de ceea ce se întâmplă? Acum da. Da, avem trei nominalizații aici în față spre eliminare. Larisa, Laurențiu și Catinca. Cum vreți să fac acest moment? Să doară mai puțin? Adică să trec direct la eliminat? Sau la trimis la loc? Ce preferați? Cum preferați? Considerați? Adică vreți să lungesc momentul sau să dezlipesc plasturele? Să scoatem un elefant afară din cameră și să spunem direct. Bun? Să scoatem un elefant afară din cameră și să spunem direct. Bun! Cel care are cele mai puține voturi dintre cei trei merge acasă. Părăsește competiția, părăsește casa iubirii. Catinca? Da. Eu a câta oară ești în față? Te-ai săturat, te-ai plictisit. Păi eu ce să fac? Ai trecut de-a treia, poate treci înapoi. E a patra oară. E a patra oară? Da, da. Laurențiu? Ce nume? A câta oară ești aici în față? Cred că a treia. Larisa? Prima. Prima? E frumos aici. Este, nu? Uite ce frumos se vede. Lumină bună. Da. Bun. Într-o ordine aleatorie, sau nu, este salvat de către public și va merge înapoi pe locul lui concurentul care poartă numele Catinca, mergi la loc. Vă rog să vă apropiați. Laurențiu. Ce a însemnat această competiție pentru tine? O multitudine de sentimente. Sincer, n-am crezut că o să trec prin asemenea emoții. M-am trecut pe aici și faptul că am cunoscut-o pe Lorena a trezit ceva în mine ce era de mult adormit, sincer. Și m-a ajutat în foarte multe aspecte. De la a mă comporta cu persoanele, de la a-mi vedea defectele, slăbiciunile. M-a întărit foarte mult casa iubirii
Și cred că m-a și dezvoltat cumva așa pe repede înainte. Și faptul că mă pot vedea la televizor sau pe YouTube și adică îmi văd anumite lucruri urâte la mine pe care dacă nu aș fi, dacă nu m-ar fi filmat sau nu m-aș fi văzut așa, aș fi crezut cu tărie că ce fac e bine. Ce regrete ai? Cumva un regret e că n-am știut cum să gestionez ultima mea ceartă cu Lorena, sincer, pentru că mi-este foarte rușine de ce hai să vorbesc doar din postura mea, de ce am spus ei, pentru că nu era cazul și nu mi-a adus niciun fel de satisfacție, ba chiar mai mult mi-e rușine de acel moment. În rest, nu am alte regrete pentru că, nu știu, restul, față de toți am drag, dar cel mai important lucru al meu de aici e ea și cumva dacă am decis să las toate lucrurile deoparte, regrete de genul nu am. Mergem înainte și dorim să fie bine. Larisa, ce a însemnat această competiție pentru tine? Multe, foarte multe. Am învățat aici, într-adevăr, să fiu mai asumată. Am învățat aici că e foarte, foarte important să spui lucrurile la timpul lor. Și că nu trebuie să am orgoliu. Un lucru foarte mare pentru mine. Mă bucur foarte mult că eu zic că am trăit suficient experiența asta și nu știu, nu am prea multe cuvinte. Mă bucur că i-am cunoscut pe fiecare în parte, indiferent, consider că de la fiecare am învățat câte ceva și mulțumesc, nu știu, tuturor telespectatorilor care m-au susținut până în prezent și întregii echipi care, nu știu, m-am simțit susținută în toate momentele mele, nu știu, de slăbiciune sau... Și atât. În această seară, concurentul care părăsește casa iubirii Antoni, ce faci? Râde. Bine, verificam astea dacă spus e bine aici. Nu sunt. Te-am răspuns. Poți să ridici privirea. De ce plângi? Nu plâng. Stai cine de timp. Văd. Ce? Puteai să oprești situația asta? Nu e ce simți acum ultima dată? Nu știu să zic neapărat ce simt. Poate că mai am o ultimă întrebare. Cum ziceam, Larisa o aud cam în orice cântec și era o melodie și mi-a venit acum ca melodia asta. Se numește Before You Go. Și în melodie e o întrebare, da, dacă acum, înainte să pleci, îmi poți spune dacă e ceva ce puteam să fac să fie bine, să-ți placă de mine. Pentru că e o întrebare la care am tot încercat. Dacă va fi să plece,
O să-ți răspundă. Dacă nu, îți va răspunde mâine. E bine? Îți răspunde mâine. O întreb mâine. Pentru că în această seară va pleca acasă... Larisa. Mergi la loc, Laurențiu. Larisa, vrei să-i răspunzi lui Anthony la întrebare? Nu cred că mai are rost. Ar fi putut să facă ceva în așa fel încât... Ar fi putut, dar nu mai este cazul să spun ce.